Bună ziua și bine ați venit la centrul de cultură și artă al județului Sălaj, la o lansare de carte specială a unei doamne speciale, o veche colaboratoare a instituției noastre, doamna Ileana Grațiana Pop. Destinul unei vieți zbuciumate se intitulează această carte, iar despre domnia sa și despre carte, cu siguranță, vom vorbi în cele ce urmează. Înainte de asta, vă propun să vedem împreună un scurt film despre doamna Grațiana. Să începem așadar cu prefața acestei cărți, scrisă de doamna Florica Pop. Din păcate, domnia sa nu poate fi prezentă astăzi la evenimentul nostru, iar prefața va fi citită de colega noastră, Corina Știu. Destin îmbrăcat în lumina Harului, o fi și cartea Pașaport spre veșnicie. Cine o cunoaște pe Ileana Grațiana Pop, cu siguranță are în față imaginea ei într-o impecabilă ținută populară, atentă mereu la detalii, precum și la fiecare obiect sau piesă pe care, cu atâta mândrie, le îmbracă. O vede în poartă la muzeu sau la casa tradițională, prin târguri sau la diverse evenimente, mereu cu un chip luminos, împărtășind dragostea față de obiceiuri, datini, tradiții. Doamna Grațiana, însă, ne-a surprins întotdeauna și continuă să o facă, oferindu-ne ipostază la care nu ne-am fi așteptat. După ce și-a imortalizat satul natal în două cărți, Ciumărna, satul meu cu vorbe dulci, și Ciumărna, satul în care m-am născut, editura Caiete Silvane 2016 și 2019, mi-a vorbit insistent despre dorința de a dărui luminii încă o carte. O întrebam și mă întrebam ce-a mai adunat, ce-ar mai fi de spus. Vorbea despre un alt fel de volum, unul care să o reprezinte și în care să-și pună ceea ce sufletul ei a adunat și a așternut pe hârtie. Credeam că va fi o culegere de poezii și cântece, deoarece știam că și-a pus dorul în acestea. Dar am înțeles apoi, când a venit la mine cu mai multe caiete, unele având paginile îngălbenite de vreme, că nu despre asta era vorba. Cu tremur în glas și lacrimi în ochi, mi-a spus simplu: asta e altceva, nu aș vrea să se piardă. Aici e viața mea. Frate, o boală în mine să ți se pare orice carte, Lucian Blaga. Avem în față o carte de mărturisiri cu pagini culese dintr-un jurnal. Oare câți dintre noi, cei care am avut binecuvântarea să o cunoaștem, să colaborăm, să-i admirăm neoboseala, bucuria molipsitoare, frumusețea portului și a cântului, de parcă ar fi trăit într-o sărbătoare continuă, am fi bănuit că, pe lângă valoroasa zestre adunată acasă, însumând și o impresionantă colecție de obiecte și piese din portul tradițional, fie de pe Valea Grijului, fie din zone apropiate, sau chiar din alte colțuri ale județului și țării, surprinzătoarea gazdă ce primește cu drag pe oricine vine să o viziteze, împărtășind cu generozitate din tot ce a cules, învățat și adunat, doamna Grațiana are undeva, ascunse într-un ungher, spre a fi păzite cu sfințenie, multe pagini, cu un scris frumos de mână, în care, atunci când alți ochi se odihneau, i-aș vărsa amarul, spre a aduna puterea de a zâmbi unui nou răsărit și a-și împlini menirea pe acest pământ. Uite că, încă o dată, suntem convinși că înțelepciunea omului din popor este cea mai benefică filozofie de viață. Doamna Grațiana a știut că, în momente dificile, hârtia este cel mai răbdător, ascultător și prieten. Așternând gândurile, temerile, rugăciunea, descărcarea este salvatoare.
iar omul se eliberează și poate respira mai ușor realitatea încețoșată de multe ori. Mărturisește că a început să scrie după pierderea soțului într-un accident stupid, atunci când rămasă văduvă cu doi copii mici, simțea că mintea și sufletul îi se pot îmbolnăvi. Povara era prea mare, dar nu avea voie să se lase cuprinsă de boală, trebuia să lupte cu destinul nemilos și, nedorind să împovăreze pe nimeni cu tristețea ce o măcina, a început să scrie. Nu s-a gândit atunci că peste timp destăinuirile sale în fața polii de hârtie vor fi cuprinse într-o carte, vorbind și altora despre întâmplări ce nu trebuie să fie uitate. Vremuri neprielnice în care, dacă nu găseai singur soluții, nu primeai ajutoare, așa cum se întâmplă azi. Atunci doar oamenii buni se sprijineau unii pe alții în necaz. Împărtășind despre sine, doamna Grațian aduce și importante informații despre o perioadă tristă din istoria satului românesc, a întregului neam, despre lipsirea de bunuri și libertate din comunism, despre cum erau pedepsiți cei harnici, care se străduiau să adune avere pentru ei și urmașilor, fiind considerați chiaburi și interzicându-li se chiar să-și dea copiii la școli înalte. Istoria personală se intersectează cu cea a timpului în care și-a purtat ruda și dorul. Cartea este structurată în câteva capitole. În primele trei sunt relatări despre viața de familie și atmosfera satului, urmând apoi detalii despre dramele care, din păcate, s-au abătut asupra vieții autoarei. Nu acuză, ci insistă asupra importanței iertării, a rugăciunii, a credinței și a facerii de bine. Spune peste tot că atunci când întinzi o mână și ești de ajutor semenilor, să ai încredere că Dumnezeu îți va trimite mereu alți oameni îngeri care te vor ajuta să depășești greutățile. A trecut prin toate, muncind foarte mult, dedicându-se pe lângă sarcinile de familie, tradițiilor locale, iar aici a investit nu doar timp, ci și foarte multă dragoste. Un alt capitol consistent este dedicat activității culturale-artistice, amintind principalele momente ale carierei sale, precum și oamenii care i-au influențat calea spre aplauze și recunoaștere. Rezultatele i-au răsplătit strădania. Ultimul capitol este consacrat unor păreri și gânduri culese din documente pe care alții le-au exprimat de-a lungul anilor despre activitatea rapsodului și meșterului popular Ileana Grațiana Pop. Așa cum era firesc, la final avem un album foto cuprinzând atât imagini cu familia autoarei, cu prieteni care au fost alături, cât și o selecție cu imagini de la multiplele evenimente, activități, manifestări, ateliere, la care a fost prezentă în județ, în țară și în străinătate. Cu foaia aceasta închid porțile și trag cheile. Lucian Blaga. Un volum ce vine ca o încununare a bogăției trăirilor și activității autoare. Prin cartea Destinul unei vieți buciumate, editura Caiete Silvane 2023, pe care Ileana Grațiana Pop ne-a dăruit-o într-un an în care a schimbat un alt prefix, legând cu un șnur al izbânzii un frumos buchet de ani, a dorit să-și pună în palma cititorului până și sufletul și nu pentru a se autoglorifica, ci spre a ne îndemna să nu renunțăm la planuri, la lupta cu toate vijeliile sau chiar uraganele care se pot abate asupra vieții noastre. Cartea aceasta poate fi și un îndemn pentru a ne face să înțelegem cât este de benefică terapia prescris. Doamna Grațiana este specialist în meșteșug și artă populară, în dati, în tradiții și obiceiuri, ca valori de necontestat ale unui popor, dar prin convingere, atitudine, prin tot ceea ce spune și face, este și un model de necontestat al lucrului bine făcut și dus până la capăt, indiferent de opreliști, iar mărturisirile din această carte ne pot ajuta să privim eșecurile, nedreptățile, piedicile, dramele din viața noastră, nu ca pe niște bolovani greu de purtat în spate, ci ca pe solide cărămizi puse la temelia construirii unui edificiu rezistent la intemperii de tot felul,
drumul nostru pe pământ. Îmbrățișez cu drag și prețuire atât autoarea, cât și cartea aceasta în care doamna Grațiana ne-a oferit pe lângă multitudinea de alte daruri de până acum, sufletul ei, care, deși zguduit din temelii, a știut să rămână frumos, să iubească, să facă bine pentru toți și peste tot pe unde viața i-a purtat pașii, și-o felicit pentru neodihna gândului, a mâinilor, a vocii de aur, spre încântarea atâtor iubitori de autentic, prin dârzenia și hotărârea de a se opune unui destin neprienic. Ileana Grațiana Pop ne ține și în această carte lecții de viață, în vremuri în care avem doar așteptări, fără a face prea multe eforturi. Secretul desprins din aceste pagini este că acțiunea cu dragoste față de tot ce se iese din mintea, din gânduri și din mâinile noastre ne salvează. Drum lung autoarei spre a ne bucura de roadele străduinței sale, iar cărții mulți cititori însetați de a culege învățăminte din povestiri reale. Lorica Bon. Este un text un pic mai cuprinzător decât puteți vedea în carte. În continuare, invit la microfon pe doamna Camelia Burghele, o veche și ea colaboratoare a instituției noastre. Nu pot să le iau de aici? Ba da, mă descurc. Mulțumesc. Dragi oaspeți ai doamnei Grațiana Pop, dragi oaspeți ai domnului director Daniel Săuca și așa, într-un exces poate veți considera de efuziune, dragi oaspeți și ai mei. Pentru că eu și doamna Grațiana Pop și domnul director Daniel Săuca suntem oarecum de aceeași parte a baricadei. Și de ce spun asta? De ce îmi permit să spun asta? Pentru că v-am invitat aici să vă vorbim mai mult decât de destinul unei vieți buciumate. Asta a făcut-o doamna Grațiana în carte. Însă aș vrea să vă invit să vă gândiți că domnia sa este mult, mult mai mult decât veți găsi acolo în paginile acestei cărți. Este o carte biografică, autobiografică. Poate că fiecare dintre noi, când ajungem la o vârstă frumoasă, deși doamna Grațiana este mereu tânără pentru noi, poate că a ajuns nivelul acela al vieții în care trebuie să scrii o carte, trebuie să-ți povestești viața, trebuie să-ți dai poate o povară jos de pe umeri și să spui prin tot ce ai trecut, dar mai ales să spui ce lași după tine. Deci, dincolo de acest lucru, doamna Grațiana Pop este un reper pentru cei mai mulți dintre noi. Vorbește acum etnologul din mine și sunt atât de fericită și vă mulțumesc din tot sufletul că în câteva dintre imaginile acele care îi jalonează viața doamnei Grațiana, apar și eu. Apar și eu pentru că am prețuit-o întotdeauna enorm pe doamna Grațiana Pop. Perspectiva mea a etnologului, a antropologului cultural este una cât se poate de limpede. Rar întâlnești într-o viață profesională ca a mea oameni care să empatizeze așa, care să înțeleagă exact ce vrei de la ei, care să-ți poată oferi atât de multe informații autentice, adevărate, cu adevărat tradiționale, cum spunem noi. Și acum de ce spun asta? Vă spuneam că aș vrea să vă îndemn să o priviți un pic pe doamna Grațiana mai mult decât o vedeți în carte. Trăim cu toții niște vremuri tare interesante, mai ales pentru noi, pentru antropologia culturală, e ceva nemaipomenit să poți trăi așa ceva. Mă laud de multe ori că eu, ca etnolog, am trăit și vremea de dinaintea Revoluției și mi-aduc aminte din spusele celor cu care vorbesc despre comunism, am trăit și tranziția satelor până la Europa, până la Uniunea Europeană. Știți cu toții cât de grea a fost această tranziție. Și trăim și acum o perioadă de sat post-tradițional, care, iată, ne întoarcem mulți dintre noi la tradiții. Am o sintagmă pe care o folosesc întotdeauna atunci când vorbesc despre cultura tradițională, vorbesc despre țăranul smart. Poate veți zâmbi când veți auzi această sintagmă. Nu doar telefoanele sunt smart, nu doar mașinile sunt smart, nu doar toată viața noastră super tehnologizată este smart. Eu cred cu tărie
că țăranul satului tradițional a fost un țăran smart. Adică a fost un țăran isteț, un țăran iscusit, un țăran care a știut să experimenteze, să preia ceea ce e bun, să lase deoparte ceea ce e rău. Țăranul din satul tradițional nu a avut vreme, așa cum avem noi moderni, să se risipească în tot felul de lucruri. A ales doar ceea ce era bun, ceea ce era viabil și a dus mai departe și a preluat din generație în generație, a predat din generație în generație tot ce în satul tradițional se numește cu un cuvânt absolut binecuvântat. L-ați mai auzit? Rost se numește. Tot ce avea rost era important și era predat generației următoare. Tot ce era fără rost se pierdea pe parcurs. De aceea cred că țăranul satului tradițional poate fi numit smart. Doamna Grațiana Pop este un astfel de țăran smart. Ați văzut-o în toate acele imagini. Unul dintre conceptele cele mai largi ale Europei moderne în antropologia culturală se numește traditional knowledge, adică cultură tradițională ca înțelepciune populară. Toată Europa și în sfârșit, parcă și noi românii ne trezim la acest lucru, toată Europa valorizează extraordinar acest rezervor de spiritualitate și de cultură care se numește cunoaștere tradițională, înțelepciune tradițională. Doamna Grațiana Pop, fără să spună asemenea concepte de largă circulație științifică, experimentează în fiecare zi aceste lucruri. Ați văzut că ne dă niște lecții nemaipomenite de înțelepciune tradițională în niște momente absolut banale ale satului tradițional, dar care pentru noi acum sunt absolut răvășitoare. Cum ar fi, de exemplu, melițatul cânepii. Ei, în satul tradițional orice fată știa melița cânepă, dacă nu știai melița cânepă nu te puteai mărita, nu erai eligibilă, cum spun eu, te pierdeai categoric. E ceva absolut banal. Dar doamna Grațiana știu să ne aducă această poveste în fața noastră ca un model de înțelepciune. Ați văzut-o cum se duceau la lăut hainele, cum se punea războiul, cum se făceau obiceiurile de sânziene, cum se desfăca mălaiul. Păi câți dintre noi, cei de aici din sală și copiii noștri și pentru mulți dintre noi, nepoții noștri, au pus mâna vreodată pe uștiulete de porumb? Câți au fost dintre nepoții noștri într-un lan de porumb? Darmite să știe ce înseamnă o habă de desfăcat, o șezătoare de desfăcat. Ei, uite, doamna Grațiana ne vorbește în înțelepciunea tradițională a poporului român despre ce putea să însemne desfăcatul mălaiului cu toate poveștile care se găsesc în spatele acestor lucruri mărunte. A fost o perioadă în care am denigrat total satul. Ni s-a părut învechit, ni s-a părut desuiet. Atunci am și inventat acea sintagmă, bă, țăranule, nu fi țăran. Ca și cum țăranul din satul tradițional ar fi fost ceva rău, ar fi fost ceva negativ, ceva de ce să-ți fie rușine să te dezici de țăranul din satul tradițional. Din fericire, perioada aceea s-a încheiat. Trăim o altă perioadă pe care, cu o sintagmă absolut minunată, antropologia culturală a zilelor noastre o numește revrăjirea lumii. Vrem din nou să trăim vraja satului tradițional. Vrem din nou să ascultăm muzică tradițională. Vrem să purtăm din nou costume tradiționale. Uitați-vă câte doamne urbane, din oraș, să fim bineînțeleși, revalorizează costumul tradițional. Vrem să mâncăm în orice restaurant în care ne ducem mâncare ca la mama, ca la bunica, mâncare tradițională. Toți vrem să facem mai nou sarmale, piroște, dacă se poate, cu păsată oală de lut. De ce? Pentru că simțim lumea altfel, o lume mult prea globalizată, mult prea alertă, care nu ne spune nimic, mult prea exactă, mult prea rațională și simțim nevoia de un pic de revrăjire. Asta face doamna Grațiana Pop în fiecare zi a vieții ei, cu fiecare dintre evenimentele la care ne provoacă. Revrăjește lumea aceasta modernă, prea globalizată, prea alert, rațională și dă un pic de farmec. Farmecul pe care l-am observat nu odată în vocea ei atunci când cântă, în coselele ei, în cusăturile pe care le face, în costumele pe care le etalează nu odată și să vă spun ceva ce poate că ați văzut, dar n-ați spus cu voce tare până acum. Doamna Grațiana e nealcoșe, așa se zice la noi în sălaj. Îi tare nealcoșe de hainele ei. Știți cum se spune la noi pe Valea Barcăului? Umblă așa cocorată.
Adică Iarcoșe și vrea să vadă toată lumea că spăcelul e foarte frumos lucrat cu margele, că pânza e tare albă, e ghilită, cum se zice la ei. Catrințele ținute în rând, că le-au pus acolo împreună cu hainele de mers la biserică, bine în lădoi, împăturate, toate așa cum trebuie, în așa fel încât atunci când iese în lume, stă cu capul sus și face așa, se uită un pic deasupra oamenilor, îi nealcoșe, așa cum trebuie să fie orice sălăjancă ce știe să își pună în lumină, așa cum trebuie, costumul tradițional. Asta a văzut că-i nealcoșe, ce v-a spus? Uitați-vă câtă culoare a adus pe ea și în jurul nostru. Nu sunt mai multe flori pe masă câte florile din spăcelele și chimeșile cu care s-au îmbrăcat doamnele astăzi și au venit aici, începând cu Violeta, fiica doamnei Grațiana, care știu că i-a fost alături mereu, mereu, și împreună cu prietenele, le văd aici în sală, și împreună cu doamnele, cu femeile, cu vecinele de acolo, de la Ciumărna. Și să vă mai destăinuiesc, sigur că da, cu care nu că a colaborat, cu care a stat o viață întreagă, ce mai sunt vecinele și prietenele de acolo. Și știți ce am surprins când am intrat în sală? Vorbeau între ele, cum să nu venim la Grațiana, că atâtea au făcut pentru satul nostru. Păi cred că o mulțumire mai mare într-o viață de om nu-ți trebuie decât să spună cineva care nu a fost adus cu forța în această sală, nu este plătit să spună ceva, să spună din proprie inițiativă, a, pe cât o făcut Grațiana pentru satul nostru, merită să venim să-i fim alături. Vreau să vă spun că vorbim tot mai mult în România actuală despre ceva ce se numește tezaure umane vii. Doamna Grațiana nu este în mod oficial un tezaur uman viu, dar pentru noi, pentru etnologi, pentru profesioniștii culturii tradiționale și pentru dumneavoastră care sunteți aici să-i fiți alături, cu certitudine este un tezaur uman viu. Au spus la București când mi-au făcut toate hârtiile, le-au dus pentru tezauri vii, a spus că prea multe fac și când, și țes, și cos, și scriu, și am muzee, și am expoziție de artă populară și nu se pot încadra. Nu se pot. N-au găsit rubrica la care să o încadreze. Asta am vrut să vă spun. Deci este, doamna Grațiana este de 10 ori un tezaur uman viu. Și așa e. Și cred că veți, de altfel, ați văzut-o, poate pentru cei care nu știți spun acest lucru, ați văzut-o la Muzeul Satului din București, ați văzut-o la Muzeul Țăranului din București, ați văzut-o la muzeul cel mai tare din România la ora actuală, care este muzeul de la Sibiu, și ați văzut-o acolo împreună cu Cornel Bucur, Dumnezeu să-l ierte, directorul, nu știu, poate 30 de ani al acelui muzeu, un om care nu stătea pe gânduri prea mult, tăia și spânzura din prima. Păi dacă a ținut-o așa, pe Grațiana Pop, asta este o carte de vizită pentru toată viața, pentru că nu oricine putea să intre în grații și să primească aprecierea lui Cornel Bucur. Felicitări, într-adevăr, pentru asta este o carte de vizită nemaipomenită. Deci, doamna Grațiana Pop a făcut ceva extraordinar. A scos sălaj, a scos Ciumărna până în sălaj și a scos sălajul până la București și chiar mai departe de București. Cred că este, așa cum spun, de 10 ori un tezaur uman viu și cred din tot sufletul că această carte nu este ultima. Haideți să-i invităm, doamna Grațiana, pe toți de aici să vină și la lansarea următoarei cărți. Sunt convinsă că doamna Grațiana Pop nu se va limita doar la atât. Poate mult mai mult, este tânără și este un model pentru fiecare dintre noi. Mulțumesc, doamna Grațiana, dincolo de faptul că sunteți prietena mea, pentru că așa mi-a spus, mi-a zis, parcă ești fata mea, așa țin la tine. Și mulțumesc, mulțumesc pentru asta, vă mai mulțumesc încă pentru ceva. Vă mulțumesc că mi-ați fost de un folos atât de mare în carieră și mi-ați spus poveștile satului într-un mod absolut excepțional. Am pomenit-o, cred că, în toate cărțile mele și nu mă mir că am făcut acest lucru. Și vă mai spun încă ceva și cu asta chiar închei. Faptul că
Domnul Daniel Săuca este aici. Faptul că eu am povestit înainte cu Adrian Lungu, cu Miren Mateaș, de exemplu, care au fost mereu alături. Faptul că Florica Popi a scris o prefață atât de frumoasă. Faptul că Doina Conciș, directoarea Direcției pentru Cultură, m-a rugat să-i transmit pentru că n-am putut veni aici. Toată aprecierea ei mă face să cred că doamna Grațiana Pop are tare mulți prieteni și că toți merită să-i spunem din tot sufletul la mulți ani, doamna Grațiana Pop. Să ne mai bucurați de mult! Mulțumesc frumos tuturor și vreau să vă spun că am împlinit 80 de ani. De care sunt mândră. Șansă să trag linie, chiar dacă aș mai avea materiale scrise. Pentru că în viața mea, când eram supărată, când aveam cu cine vorbi, vorbeam cu pixuri și cu carte. Și mai citeam cărți și de acolo m-am inspirat și de la oamenii care au avut necazuri și de la care au avut bucurii. Și uite, așa am devenit să pot să scriu. Așa. Dar nu o să vă spun multe despre viața mea, pentru că a fost o viață destul de tulburată sau nu știu cum să o mai numesc, dar vă spun de cariera mea în folclor și tradiții. În 1958, dacă aduceți aminte că mai sunt mai în vârstă ca mine, mulți sunt tineri care nu s-au născut, eu am fost la un festival la Cluj și am jucat pe scenă și am cântat. Deci, oriunde am spus că cânt de la 13-14 ani. Nu acum am început eu să cânt, mulți au zis, acum la vârsta asta mere și orește. Nu e adevărat. Deci a fost cor la noi în Ciumărna, care îl conducea preotul de 60 de persoane, care mereu bărbați, soție, tată, mamă, așa mereu oamenii atunci. Am prins și eu, între cei mai mari, eu fiind mai mărtuță, m-a lăsat în cor și pe mine, chiar dacă mă puneam față tot la cele mai mari femei. Și am ajuns și în dansurile populare. Era după de dansuri, era călușari, era dansul de șură, care ala nu se uită. Noi care l-am prins, a fost extraordinar de frumos, cu ne îmbrăcam și mereu întâlnie ca la dans. Și asta vreau să zic că după festivalul ăla care m-a marcat, bineînțeles că noi nu fusesem ieșiți din sat atunci, că nu erau nici mașini cu ce să ne ducă, ne-am dus cu trenul. Ne-am dus cu trenul că am fost și Buciumul. Buciumul a fost cu corul, cu părintele Răcășan și părintele din Ciumărna, Pruteanu, Ploscaru. Ala era preot la noi care conducea corul pe patru voci. Era minunat ce cor frumos am avut. Eu acolo m-am format, acolo am cântat. După ce-a plecat părintele, a venit alt preot de la Oradea, domnul Proteanu, care m-a și căsătorit și m-a cununat, și dânsul mă chema să mă învețe să cânt. Și avea acordeon și pe note și mergeam la repetiții. Și așa mai continuat o perioadă, dar în 60 m-am căsătorit cu soțul meu și am mers în continuare până în 70. Când s-a întâmplat nenorocirea, soțul meu plecat, aici nu vreau să spun mai mult. Așa, au trecut ani. Foarte mult m-a durut, foarte supărată, m-am și îmbolnăvit. Dar când vedem tineri mărcând cu corul, la dansuri, eu trebuie să stau să le avem doi copii. Nu putea mere. Au trecut 4 ani. La 4 ani a fost o nuntă. 4 ani și o lună n-am să uit. Lucrurile astea le țin minte, pentru că m-a marcat. La nepota mea, Jujica, care e aici în sală, a fost nuntă ei. Și eu până acolo, cum să merg la nuntă, femeie, văduvă, cu prunci, ce costul la nuntă? Așa erau femeile în sat, oarecând. Vă spun tinerilor, ca să știți cum au fost vremurile, oarecând. Îmi cer scuze, domn director, că
O să vorbesc un pic mai mult. Nu mult. Așa. Și așa să leagă. Am așteptat la asta. Nu poți sări, că pe urmă... Așa. Și cum v-am spus, că am zis că pe mama mea avem război în casă. Și am zis, mama mea, eu vreau să-mi fac o doină și să cânt. Vai de mine, cum e cântatul? A murit bărbatul și tu vrei să mergi să vorești. Măicuță, dacă nu mă lasă cânt, eu și cred. Lasă-mă să mă răsuflu. O trecut 4 ani, măicuță, lasă-mă când văd pe toată lumea că e vârsta mea. Erau călușari când s-adunau toți prietenii noștri. Vă dați seama. Și norocul că la nunta aceea, fiind naș preotul din sat, au avut foarte bune cunoștință profesorii de la Radio Cluj. Și profesorii i-au dus la nuntă, era foarte scump, dar i-au dus la nuntă profesorii de la Cluj să-i cânte. O fă nuntă în cort afară și vara, vă dați seama, microfon, eu la microfon n-am cântat niciodată până atunci. Pentru că pe mine nu mă lăsa la microfon, că o zic că îmi strică vocea. Eu mai mult la orice concursuri am fost, am cântat fără microfon. Ei, le-am spus la profesor, domn profesor, zic, vreau să cânt și o doină. Pentru că făcusem o doină după supărările mele. Să ce să auzim? Ce văd că spuneți din suflet ce spuneți. Pentru că e adevărat tot ce voi cânta. Mi-a fost frică și mie să nu plâng, sincer. Dar așa de-a Dumnezeu, un moment, m-a întărit că n-am putut să plâng o lacrimă, am cântat doina până în capăt. Lumea, sigur că a fost la 1 noapte, o liniște. Și de acolo încolo, sincer, nu m-am gândit cu oamenii mei să cânt. Dar au început să vină televiziunile, o vine de la București, o vine de la Cluj, m-au registrat pentru radio. Am participat la Gala Antenelor la Baia Mare cu Adrian Băunescu, am cântat o baladă, dar tot eu mai mult pe doine și balade. Nu puteam să mă exprim în cântece de joc și de voie bună. Aici nu, eu îmi cântam durere. Și uite, așa au trecut ani, dar au început comuniștii să nu ne mai lăsă să cânt, transforma cântecele Ceaușescu și partidul. S-a făcut un grup în sat de cântare României și am mai participat, cât am participat, până s-a oprit, de nu mai aveam nici curent. Dar greutățile mele, cum eram cu copiii să la școală, gospodăria, nu mă puteam ocupa să mă duc mai mult. Dorem, dar nu puteam. Iar după Revoluție, mi-a ajutat Dumnezeu și mi-a dus cruce așa cum cu cinste, așa? Și după Revoluție, când am văzut că e libertate, să poți cânta, nu să-ți cenzureze cântecile, am zis că acum trebuie să fac ceva, să mă răsuflu. Bineînțeles că copiii erau la școală încă, la Cluj, nu terminasă. Dar după Revoluție, o termina și școlile și-o venit acasă. Avem niște greutăți și atunci, dar eu mi-era gândul cum să fac să încep și eu. Că acum eram mai fericită că copiii îmi termină școala, să-i bag în servici și să pot și eu să mă duc pe drumul cântecului. Mi-am format un grup de fete și de băieți, care aici mai este Lena din satul nostru, care acum are 30 de ani, așa, cu toată familia, Miheșu a fost atunci vreo 4 sau 5 mai din familie, plus mai mulți alții, și am format un grup folcloric. Și acum, în toamna asta, să împlinesc 30 de ani, când l-am format, aici e domnul profesor Pânzaru, a venit la mine acasă, la școală, cum mi-am înțeles, să vină să vadă ce facem noi. A fost făcută o serbare la școală și o șezătoare pe scenă ca să vadă lumea că am mers prin sat și am cântat în lățile de zestre ce am găsit
să se îmbrace fetele și băieții și au venit și cu domnul Chezan, domnul profesor Chezan, să vadă ce am făcut noi în ciumăna. Noi eram pregătiți, frumos îmbrăcați, a venit o invitație să mergem la Iași. Și-a fost prima noastră ieșire la Iași, unde am făcut cinste sălajului și apoi de acolo încolo ne-am dus pe calea asta. Și am fost și afară, am fost și în țară, peste tot unde muzeele ne-au invitat cu grupul folcloric Poiana, care l-am botezat noi împreună, este domn profesor. Multe lucruri sunt de spus, dar nu le spun. Poate să spună domnul director Pope Milcă, îl văd aici, a avut o dorință odată și nu mă pot să nu spun. Nu avem copii în sat, de ajunși la școală. Și ca să fie numărul de copii să aibă cadrele, că până acolo numai 4 clase s-au făcut la noi. Vineau de la stâna, dar vineau pe jos, vineau săraci până zăpadă, vă dați seama. Și au venit la mine, cum ar fi să le faci mâncare, eu le fac dormitor acolo la școală, undeva într-o clasă, le duc lemne și le aduc paturi și tu să le faci mâncare. Am stat și m-am gândit. Zice, îți cumpărăm noi alimente, dar tu să faci. N-am gândit așa, zic, știi ce, domn profesor? Chiar dacă nu mă gândesc la câștig, să mănânc eu iarna asta cu pruncuț în ei și să-mi pot pune pensia pe o parte, să-mi găt casa. Asta am făcut. Și am făcut toată iarna, trei feluri de mâncare și vineau copii. Sunt acum copii, așa cum sunt copiii mei, la 50 de ani, care mă întâlnesc pe stradă. Și vin, doamna Grațiana, așa de bine a fost când am venit și am mâncat la dumneavoastră. Deci am făcut multe lucruri frumoase. Mai am o altă trupă aici, din care face parte domnul Nicu. Chiar că o să-mi zici și dumneata să-mi spui că a fost adevărat ce vă spun. Vin peste de vreo 15 ani, ca să zic așa. Să vin doi oameni cu un copil în brațe. Așa, așa cum a fost. Zice, doamna Grațiana, uite ce vrem să facem. Sunt copii bolnavi de leucemie la noi în Sălaș. Cum putem să-i ajutăm să meargă să colindăm pentru ei, să adunăm niște bani, zice, și să ajutăm părință. Dar să ne dai un dat costume, că noi n-avem. Am stat așa, am zis, îmi place ideea dumneavoastră, că eu de mult întâ dorem, mă, cum să fac? Că eu am fost foarte amărâtă într-o vreme, până am crescut pruncii. Mai eu știu. Dar mi-a dat Dumnezeu când am putut și eu să ajut pe aici. Și am zis, că sufletul aș vrea să ajut, că am trecut pe multe năcazuri. Și am zis, sunt de acord. Dar să vin și Dumnezeu cu noi, zis. Așa. Și așa am făcut. Și de atunci vreau să vă spun că acești oameni și cu copiii lor, ne-am dus atunci, am fost câți, vreo 30-40, cam așa. La tăți le-am dat gaci, cămăși, sumane, tot ce am avut, am îmbrăcat și am luat-o în județul. Deci nu în sat. Pe sate, și unii ne-au mai și invitat, până pe la ce am fost, până pe la Șimleu, în Sâd, pe așa, în Zală, și s-au adunat bani prima dată la Jibou a smers, așa. Pe urmă nu mai țin minte unde, dar acești oameni, vă spun, Dumnezeu i-a trimis, că eu mi-am dorit să fac și o treabă de asta. Și acum mă bucur că rămân feciorilor, uite, fiul e lângă tată sunt. Scoală din picioare să se vadă și cântă lumea. Deci mă întreabă lumea cu de unde sunt. Schimbă județul. Că nu mai știu fiecare din ce s-a pus. Dar noi când am hotărât că merem ce facem, ne-am adunat toți odată. Și de acolo încolo nu ne mai trebuie. Ne-am sunat unii pață și am început la colindat. Două zile și două nopți. Și rămâne acest grup după mine. Asta mă bucură foarte mult. Hainele am, vi le dau în fiecare an cât o-i trăi eu. Mai multe nu vă mai spun, o să citiți cartea. Mulțumesc! Țin să-i mulțumesc domnului director mai întâi, cu care colaborăm cam de 15 ani. Sau mai de mult, domn director? Cam așa.
cam de 15 ani, care m-a iertat când am mai trecut calul câteodată și am mai vorbit pe ăsta. Dar dânsul m-a înțeles și când am făcut Casa Muzeu, singurul care m-a ajutat de la Centrul de Cultură, în rest nimeni, nici Consiliul Județean, nici sponsor, nici absolut nimeni. O numesc pe Anastasia din satul meu, care e mai știe să lichească, să văruiască, să bată chină, să... așa. Și feciorul ei, care știe să facă sobe de teracotă, și astăzi un meșter extraordinar de bun. Cu ei mama i-a ajutat, că am luat casa de la la Z până o alitit, până am lucrat mult la el. Și știți câtă pensie avem atunci? 90 de lei. Așa avem pensie atunci, că eram în pensie. 90 de lei. Un an de zile am luat 46 de lei șomaș. Da, am avut ambiție și dragoste să pui casa în valoare, care a fost prima casă în județul Sălaj. Și grupul folcloric care l-am făcut atunci după Revoluție, primul, și încă ceva, la Bușteni. Am fost invitată la Bușteni fără să-mi dau seama de cine și cum. Întâmplător o trecut pe lângă barul care l-am deschis și eu să am unde să lucre copii și să-i pot întreține. A trecut un mare critic literar, profesor, care avea editura la Cluj, Valentin Tașcu. Ăsta, văzând acolo câteva diplome, s-a interesat cine e și ce e aici. Și a spus că doamna lui Cabana. Și domnul ăla m-a chemat și a zis, doamnă, dumneavoastră ai luat-o înainte. Atunci trebuie fiecare să începe în tradițiile, deci după Revoluție. Vă dați seama că toată lumea le-a ars pe foc, nu mai păstra nimeni nică. Iar s-o fă hotărâtă să se facă o consfătuire la Bușteni, unde să adune, să păstreze tradițiile, să pornească la orașe și sate, la care eu avem grupul folcloric. Și omul ăsta trecând întâmplător pe la mine la cafea acolo, o întrebat, i-am spus, o zis, doamnă, noi facem o consfătuire la Bușteni și vrem să te trimitem ca exemplu pe țară, că încă nu a pornit nimeni grup folcloric până acum, noi asta vrem să începem. Zis și făcut, mi-a dat mașină, am luat copii și ne-am dus la Bușteni. Mi-a mai pus întrebarea acolo un preot. A cui a fost ideea de a forma acest grup? Cu ce v-a ajutat preotul și dascălul din sat? Sincer, n-am putut să zic nimic. Că am fost eu cu ideile mele, așa cum mi-au venit aici, Elena, pot să spui că așa a fost. Și am zis, la asta întrebare nu vă pot răspunde. Dar au zis copiii fără să-i... Dar doamna Grația m-a învățat. Ele au făcut tot. Și vă spun că Dumnezeu a fost alături de mine. Ori la câte idei, eu am avut o rugăciune care o am și astăzi, să mă îndrepte Dumnezeu pe cale bună, fără păcat, să-mi cresc copii. Eu pentru ei am trăit și pentru ei am muncit. Cât doi bărbați, de multe ori. Și voi munci, noi am niște nepoți cu care mă mândresc și mă mândresc și cu copiii mei, îi sărut și să mă ierte, că poate unii vorbi să mai dură cu ei, da? Viața te face și mai dur câteodată. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Și la toți care ne mulțumesc. L-ați ascultat la Radio România Actualități de multe ori pe Adrian Lungu. Îl invit să-l și vedeți și să vă spună câteva cuvinte, pentru că și el a semnat câteva rânduri în această carte. Nu știam cam să iau cuvântul. Să știți că am emoții pentru că de multă vreme n-am mai participat la o lansare de carte cu un public atât de numeros. Am să vă spun ceva foarte pe scurt. Nu știu ce ar fi un profesor fără elev și nu știu ce aș fi fost eu dacă nu aveam interlocutori
pentru a pregăti niște materiale difuzate la Radio România Actualități. Unul dintre interlocutorii mei este, reprezintă o poveste și eu cred că ceea ce ne prezintă astăzi aici, în această carte, nu este doar o poveste, ci este o lecție de viață. De multe ori vedeam în librării foarte multe cărți despre dezvoltare personală, cărți care ne învățau sau încercau să ne învețe cum să trecem peste necazuri, peste încercările vieții, de care nu le putem lipsi, bineînțeles. Credeți-mă, citiți această carte și veți vedea că nu este doar o simplă carte, ci este o adevărată lecție de viață. Doamna Elena Grațianea Pop, vă datorez foarte multe, pentru că m-ați primit de Crăciun, de Anul Nou, de Sfintele Paști. M-ați primit de câte ori am avut nevoie să înregistrez niște materiale cu dumneavoastră pentru a le difuza la postul național de radio. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu erați dumneavoastră. Vă datorez multe. Nu știu dacă o să am ocazia să vă răsplătesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat. Vă mulțumesc tare mult. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Să fiți aici alături în continuare cu noi și să ne învățați ceea ce știți dumneavoastră mai bine. Să iubim oamenii, să fim oameni între oameni, să iubim munca și să trecem cu bine peste toate încercările vieții. Să ne bucurăm cu toții de această femeie minunată. Citiți cartea pentru că este extraordinară. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu tot dragul. Nu m-ați făcut de râs, nu m-am făcut nici eu, orice ziarul mi-a scris, a scris lucruri frumoase, adevăruri. Pentru că dacă nu merg cu adevăr, mai alunici cu minciunile. Este? Ați auzit-o. Eu vă mulțumesc. Încă o dată mulțumesc, domnule director. Mulțumim și de Adrian Lungu. În continuare vă invit cei care doriți să luați cuvântul cu rugămintea să fiți un pic mai scurs, mai conciși. Domnule profesor Pânzaru, vă rog. Despre mine că am ajutat-o și am sprijinit-o. Aici cred că este binevoitoare. Dumnezeu m-a ajutat și m-a sprijinit pentru că ori de câte ori am avut greutăți în viață, m-am gândit la Dumnezeu. Și am reușit să trec. Mai mult decât atât, nu i-am sfătuit-o pe Dumnezeu, nu i-am învățat-o,
I-am învățat de la dumneai prin faptul că eram o vinitură în sălaj și am învățat de la dumneai ce înseamnă folclor autentic, ce înseamnă țărană din sălaj, despre care știam foarte puține lucruri auzite de la profesorii mei în facultate. Deci, m-am îmbrăcat și ne-am îmbrăcat pe toată familia. Am considerat-o și o considerăm în continuare ca o soră mai mare. Tot ceea ce vreau să ne spun este că o prețuim, o iubim și dorim mulți ani fericiți în continuare cu realizări. Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva? Vă rog. Bună ziua! Și vă mulțumesc mult, doamna Grațiana, de tot ce ați făcut pentru noi, grupul Poiana, care am fost și vom fi alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc tare frumos, vă pup și vă iubesc. Și avea o vorbă, doamna Grațiana, măi copii, mai facem și astăzi ce vreau. Facem, doamna Grațiana! Și eu vă mulțumesc că v-am avut alături și m-ați ascultat. M-am mai zghiera la voi, că... Mulțumim în continuare, îl invităm și pe domnul viceprimar al Zălăului. Ne bucurăm că e prezent la evenimentul. Da, să știți că vă fac o mărturisire cu mare drag, am venit asupra acest eveniment. N-am participat de mult la așa un eveniment frumos, așa un eveniment profund, emoționant, încărcat de atâtea și atâtea lucruri. Și sunteți niște oameni tare faini aici. Și sunteți faini pentru că și doamna Grațiana, cu toate că a mărturisit că e nealcoșe, are de ce. Pentru că e un om profund, un om harnic, un om priceput, talentat, iubitor, credincios, care, știu eu, aș compara-o cu... Este dacă ai pe multe... Aș compara-o cu Victoria Lipan a comunității din Ciumărna sau chiar a comunității noastre, pentru că așa cum spunea dumneavoastră foarte frumos, a făcut Ciumărna cunoscută în lume, Sălajul, Zalău, ne-a făcut cunoscuți pe noi, pe toți, că suntem totuși oameni cu suflet, cu dăruire și se spune că veșnicia s-a născut la sat. Și așa este. Așa este. Și profunzimea și tot. Și mă gândeam ce pot eu să-i transmit doamnei, având în vedere că a făcut atâta pentru noi toți, pentru comunitățile noastre. Dumneavoastră ați avut așa cuvinte de apreciere, așa lucruri frumoase, așa lucruri profunde. Cu toate că vedeți, trăim în dinamismul ăsta și în lumea asta a Facebook-ului și a lucrurilor care se întâmplă astăzi, totuși valorile se cer și valorile trebuie scoase în față și cei 80 de ani de viață au fost niște ani profund trăiți, trăiți în demnitate, trăiți pentru comunitate, pentru noi, pentru toți. Eu vreau să o felicit din toată inima pe dânsa. Am cunoscut-o, nu așa de bine, mai mult am cunoscut-o prin copiii dânsei. Și având în vedere că și copiii dânsei sunt niște oameni speciali, dânsa nu poate așa decât un om drag și special. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să ne bucurați în continuare cu multe, multe lucruri frumoase, așa cum ați făcut în cei 80 de ani de viață. Dacă mai spun și alte intervenții, pe scurt, dacă se poate. Bună ziua, Leontina Prodan, sunt din Gârgău al Mașului
Și în mod special am venit pentru Grațiana, pentru că ea a fost prezentă la primele ediții ale mele cu Ziua Câinelui. Și atunci ai sărit calul, Grațiana, când ai avut autorizație. Dar ea, așa cum a făcut drumul pâinii de la bobul de grâu până la chită, așa o vrut să facă și cu cânepa. Și au reușit, pentru că am cultivat cânepă și la Ciumărna. Așa, dar numai respectul, numai respectul și prețuirea pe care, de care se bucură Grațiana, a salvat-o de un dosar penal. Și cu ocazia asta vreau să-i dăruiesc o carte. Sănătatea multă într-o miez de cânepă. Să știți că a fost scrisă tot de o sălăjancă la Casa Bio din Cluj, mamă să ai din Poftele, Alina Varadi. Ți-am adus o zână a cânepii. Tu știi că noi lucrăm și am cunoscut-o pe Grațiana în târguri. Acum 2 ani, pentru că am stat în Timișoara aproape 50 de ani, aproape 3 ani, de mult, de la toate târgurile de meșteri popular. Și ți-am adus și o sticlă de oloi de cânepă, pentru că în post, în alimentația noastră, era uleiul de cânepă. Abia mai târziu a venit uleiul de floarea soarelui și de bostan. Îți mulțumesc și eu, Grațiana, pentru că m-am mândrit totdeauna la toate târgurile, iar acum 2 ani la Timișoara. La Timișoara avem o mișcare care se numește Condeieri Plugari. Mi-ar plăcea să o facem și în sălaj, pentru că avem atâția condeieri. O știu și pe... Da. Mai este Cristina. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim! Și am citit cartea Doamnei, am citit-o cu lacrimi în ochi, pentru că știam povestea, am povestit mult cu ea, dar citind cartea acum. Am retrăit. Mulțumesc! Mulțumim și noi, dacă mai sunt și alte intervenții. Mă bucur să fiu astăzi aici, Nicu Moise este în Dumnezeu. Sunt unul dintre membrii grupului de colindători Urmașii lui Iancu. Mă bucur că în ultimii 15 ani am fost o parte din destinul unei vieți zbuciumate a doamnei Grațiana Pop. Și vreau să-i mulțumesc pentru că în cei 15 ani ne-a ghidat și ne-a ajutat în a vesti nașterea Domnului Iisus Hristos. Și pe lângă aceasta să putem ajuta și câțiva copii care erau nevoie. Trei cuvinte aș vrea să mai spun despre doamna Grațiana, Ileana Grațiana Pop, trei atribute care, din punctul meu de vedere, o caracterizează. Credință, putere, pasiune. Vă mulțumesc! Domnișoara vine din Brașov. E o nepoată de-a mea de alte rudenii din partea soțului și-o vrut să vină. Am emoții foarte mari aici, ca să fiu cât se poate de scurtă. Da. Vreau să vă spun că Ileana Grațiana Pop este o lecție de viață pentru noi toți. Dacă eu sunt azi aici în fața dumneavoastră, se datorează în primul rând și dorinței mele de a nu conta câți kilometri am făcut, nu aș știut că vin, dar am trăit cu povestea despre Ileana Grațiana Pop până într-o zi, când am îndrăznit să o sun, să-i bat la poartă și vreau să vă spun că m-a primit. Aveam emoții. Pentru că știam din poveștile pe care le-am găsit pe Facebook și pe un online despre ea, dar nu am îndrăznit. Tata este din Drăznea și tata mea îndrăznește să te duci la mătușă ta. Vreau să vă spun că în Codlea, de unde eu sunt venită, am o șezătoare. Șezătoarea Bucuriei se numește. Iar acolo transmit și eu mai departe copiilor care vin și doamnelor care vin acolo ceea ce noi de multe ori uităm. Să fim români și să ne iubim țara. Faptul că uităm de ce lăsăm în urmă, de ce trebuie să lăsăm în urmă, se datorează fugii noastre, nu faptul că nu ne dorim acest lucru. Dar fugim prea tare și ne oprim prea puțin să ne ascultăm pe noi. Vă mulțumesc din suflet, mătușă, că am privilegiu să mă aflu astăzi aici. Am privilegiu să vă strâng în brațe și să vă sărut mâinile, privilegiu pe care nu mulți îl au. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Mulțumesc de multe ori la brațe.
Brașov și mă suna. Mătușe, să te uiți să vezi dacă n-am greșit. Mătușe, cum să fac? Ce să fac? Cum fac? Când am sunat-o și am spus că o făcut bine și... Au, zice, mamă. Când am văzut numărul de telefon, a fost, nu știu cum să vă spun, am tremurat când am deschis telefonul pentru că nu știam ce va spune. Dar după ce l-am închis, am plâns de bucurie pentru ce mi-a spus. Așa că... duce mai departe tradiția. Acum are grupuri și învață copiii să coasă și uită modelul de la mine, tot modelele din sălaj și face lucruri foarte frumoase. Te felicit de sufletul și îți mulțumesc că ai făcut atâta drum. Sunt Părintele Călin Mateiu de la Parohia Racâș, profesorul de religie și directorul Liceului Tehnologic Liviu de Benă din Ghida. Satul Poarta Sălajului nu este satul meu natal, este satul în care am crescut de la 7 ani. Și vă spun lucrul acesta pentru că vreau să înțelegeți cu cât drag mergeam cu bicicleta ca să fac parte și eu din grupul Boiana în Ciumărna, unde mergeam la repetiție. Cu intervenție din partea unui bătrân din sat, Dorița, care încă mai trăiește, are aproximativ 90 de ani, pe care l-am rugat să intervină la doamna Grațiana, am ajuns și eu în grupul Poiana. Acum, cum să vă spun? Eu cred că este neapărat nevoie pentru a înțelege că tradițiile satului, cântecele populare, și ceea ce a făcut doamna Grațiana acolo, te alină și te mângâie, cred că este nevoie să trăiești într-un fel suferința la cote mai înalte. Pe mine, doamna Ileana Grațiana Pop, în copilăria mea, m-a alinat în grupul Poiana. Cred că acesta este și motivul pentru care cu atâta ardoare și cu pasiune așteptam duminica, după liturghie, mergeam acasă și mâncam și urcam cu bicicletă și mergeam rapid la Ciumărna ca să nu întârzi la repetițiile de la grupul Poiana. Fetele din grupul pe care l-am format atunci sunt aici. Așa încât astăzi, cu emoție și cu profundă recunoștință pe care o port veșnic pentru doamna Ileana Grațiana Pop, cu care încă mai colaborez în calitatea mea de cadru didactic la Liceul din Ghida, am venit să o felicit din toată inima și să îi spun că tare bine îi se potrivește un text biblic pe care Sfântul Apostol Pavel îl adresează ucenicului său și episcopului Timotei. În viață, lupta cea bună m-am luptat. Cred că este textul biblic clasic care se potrivește foarte bine, doamna Ileana Grațiana Pop. Felicitări! Dacă mai sunt, da, dintre veți. O să-mi cer scuze de la început pentru emoțiile mari care le am din foarte multe puncte de vedere. O să trec peste partea asta și am concluzionat așa, audind, oarecum viața Grațianei. Și aș putea spune, așa cum spunea scriitorul, Grațiana de aici e camara lui Slavici. În relatările ei ne-am dat seama de ce a trecut. De la un timp, deci am cunoscut-o în urmă cu 65 de ani, prin intermediul fraților noștri, care erau foarte buni prieteni. Era îmbrăcată așa cum era îmbrăcată într-o poză aici, în haine albe. Deci noi ne uitam atunci la țară cum sunt îmbrăcate fetele. Grațiana ieșea în evidență prin alte lucruri. Drumurile noastre au mers fiecare într-o altă parte și în urmă cu 15-20 de ani Dumnezeu mi-a dat-o în cale prin televizor să văd ce face Grațiana. Atunci m-am pensionat și m-am bucurat din tot sufletul că ajung că pot să fac ceva într-un domeniu care îmi place, adică să arat viața satului de care sunt legată sufletește și astăzi.
Am participat cu ea la foarte multe activități, acolo în foarte multe poze, sigur că atunci eram mai tânără, acum e altă situație, și sunt mândră de acest lucru. Aș vrea să vă relatez scurt o participare în Italia. Fui la Festivalul European al Pâinii. Am avut dovezi, adică aveam dovezi acasă, articole și așa ceva, dar știam că nu le citește nimeni. Oare când poate cu o pungă, o pungă o să vă arat, că peste și acum. Acolo ne-am dus un grup cu mai puțină sau cu experiența care o avem în bucătărie, fără a ști mare lucru despre participarea la un festival european al pâinii. Vecinii noștri de lucru, erau două compartimente, unul de prezentare, unde era Grațiana cu Sandu, și altul de lucru, unde eram noi cu Anastasia și cu celelalte doamne care eram acolo. Vecinii noștri erau nemți, foarte cunoscători, se vedea că au experiență, se vedea că știu multe. Ne-am trudit și noi din tot sufletul nostru să facem față și am venit de acolo cu o diplomă cu premiul 2. Mi-a rămas întipărită și cu asta termin. Mi-a rămas întipărită în minte o scenă. O vine o doamnă, era cu un cărucior, copil sau nu știu, bătrân sau ce era, nu mai știu, și zicea, doamne frumoasă sunteți, îmi dați voie să vă pup. Zic, da, dar nu ăsta e motivul. Și atunci o izbucnit în lacrimi și am izbucnit și eu, zice, nu mai pot de dorul de casă. Am vrut să mă retrag, mă rog, am pupat-o, am îngâiat-o cât am știut, am vrut să mă retrag, dar tot timpul ținea așa mâna pe tricolorul meu. Deci, tot timpul. Zic, doriți, așa, aș vrea, zice. Am luat-o foarte cu un cuțit de acolo și i-a tăiat-o bucățică acum, că e tăiat-o, nu putea să-l dau. După dumneai, a venit o grămadă, până când mi-am tăiat tot tricolorul care l-a dat pe lângă mine și l-am învățat la românii din Italia. Grațiana, te felicit din suflet și cu ajutorul tău am ieșit în urmă. Internet și am văzut că mulți dintre dumneavoastră ați intrat acolo pe internet. Grațiana să trăiască, să trăiască și să scrie a statului poezie. Mulțumim. O ultimă intervenție, dacă mai există din sală, vă rog. Angela Maxim. Scurt, dacă se poate. Da, sigur. Doresc să o felicit și eu din tot sufletul pe doamna Grațiana. Mă bucur că sunt contemporană cu dumneaei. O admir foarte, foarte mult și încerc și eu să mă duc încet așa pe urmele dumneaei. Acum doresc să recit, o poezie, deci îi dedic o poezie dintr-un volum al meu de versuri mai vechi, din colțul meu de răstor, se numește volumul și o să-i dau volumul la doamna, pentru că o felicit și pentru carte și pentru tot. Și Drumul scrisului se intitulează poezia. Drumul scrisului e veșnic. Nu sfârșește niciodată. Înțelesul lui doar trece dintr-o inimă în cealaltă. Drumul scrisului e asemeni unor raze de lumină. Încălzește și prezentul, dar și anii ce o să vină. Drumul scrisului ca omul, unică ia sa lucrare, făcând totul cu nădejdea împlinirii viitoare. Drumul scrisului găsește forme noi de orice dată, luând fel și fel de chipuri cu o putere nesecată. Drumul scrisului nu moare, tot așa și cel ce scrie. Mânuind penița, ajunge să trăiască pe vecie. Mulțumim! Mulțumim, Angela Maxim. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Dacă m-a lăsat pe doamna Grațiană să vă povestească, nu o să mai citiți carte. Așa că important, este să citiți această carte. Să ne bucurăm împreună de această întâlnire și să ne revedem cu plăcere, doamna Grațiana, și la alte aniversări ale dumneavoastră și la cât mai multe târguri și la cât mai multe fapte bune pentru județul Sălaj. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu să fie aproape de mine, să dea sănătate. Mulțumim, o zi bună! Vă mulțumim tuturor care ați avut răbdare și ați venit la această aniversare. Vă iubesc, vă prețesc, vă doamne! Bravo, Chianica!